Săptămâna viitoare îl vom avea în studioul Alfa Omega TV pe profesorul Iosif Țon. După cum știți, încă de la începutul emisiei canalului Alfa Omega TV, în fiecare săptămână îl avem pe ecranele noastre pe Iosif Țon, într-un spațiu de miercuri. În fiecare miercuri Iosif Țon are învățături una după alta, o serie de învățături pe care le-am înregistrat pe parcursul timpului. Le aveți disponibile și dumneavoastră celor care doriți să le achiziționați pe DVD, persoana, lucrarea și învățătura Domnului Iisus Hristos. Iosif Țon, umbarea cu Dumnezeu, în unire cu Iisus Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este și un album DVD conținut despre lume și viață cu profesorul Iosif Țon și Împărăția lui Dumnezeu, un seminar video înregistrat de noi în urmă cu vreo 6 ani în studio Alfa Omega TV. De data aceasta, în acest sfârșit de an, noiembrie 2010, vom înregistra cu profesorul Iosif Țon o serie nouă, specială. Cred că Dumnezeu a pus în fratele nostru o învățătură cu totul specială. Cred eu, din câte am vorbit cu dânsul, o încununare a tot ceea ce Dumnezeu l-a învățat, i-a spus, l-a echipat, o experiență de viață pe care Dumnezeu va pune în ceea ce fratele Iosif Țon ne va dau gata să înregistrăm pe parcurs a 2 săptămâni. Dacă în zona de vest a României doriți, sunteți pe aproape și doriți să asistați live la învățăturile profesorului Iosif Țon, care noi le vom înregistra și le da ulterior, dați-ne un telefon, începând așadar de luni 16 noiembrie, timp de 2 săptămâni, Iosif Țon va fi oaspetea studiului Alfa Omega TV pentru niște înregistrări a unor seminarii de excepție. Îl vom avea pe parcursul acestei săptămâni și într-o emisiune în direct, seara, în cadrul emisiunii Calea Adevărului și Viața. Sper să fie surprize pentru dumneavoastră. Dacă aveți întrebări pentru Iosif Țon, trimiteți-ne pe una din adresele pe care le cunoașteți, la info@alfaomega.tv, sau dați-ne un telefon la telefoanele pe care le aveți pe ecran. Sunt întrebări la care Iosif Țon vă va răspunde în direct într-una din seriile cât îl vom avea ca musafir în perioada aceasta, începând de luni, săptămâna viitoare, până peste 2 săptămâni. Cam asta a fost din activitățile lui Alfa Omega TV. În continuare, din răspunsurile pe care am promis că vi le dăm celor care ne-au sunat în ultimele zile la telefoanele studioului. Suntem din nou în studio Alfa Omega TV, la Alfa Omega în obiectiv. Ne sună foarte multă lume, ne trimiteți e-mail-uri, ne dați telefoane, ne cereți sfaturi și mai ales sprijin în rugăciune. Astăzi am ales doar câteva din aceste telefoane din ultimele zile. Vă reamintim, tot ce ne trimiteți, fie pe e-mail, fie prin telefon, ajunge la noi, ne rugăm pentru ele, fie noi într-un cerc aici de rugăciune la Alfa Omega TV, fie la următoarea întâlnire de rugăciune. Am ales cu Grațiana câteva din aceste cereri de rugăciune ca să ne rugăm pentru ele în minutele următoare. O să amintesc câteva dintre ele. Sora Maria, probleme financiare. Iuliana, probleme de sănătate. Maria, eliberare. Sora Doina, sănătate. Sora Valeria, probleme de familie. Și pentru sora Marina, de asemenea, probleme de comunicare. Această Valeria, am văzut că e o listă mai lungă, parcă ar fi un subiect în sine, boli, stări de depresie, probleme cu diverse membre ai familiei și chiar rugăciune pentru mântuire a unor membre ai familiei. Sunt mai multe lucruri care, pe care Dumnezeu ni le prezintă. Chiar am vorbit cu cineva care ne-a cerut sprijin în rugăciune pentru izbăvire financiară. E foarte multă nevoie de rezolvări pe direcția financiară. Da, și dragem și noi, avem și noi la Alfa Omega nevoi financiare, vorbim despre asta puțin mai târziu, dar mulți dintre dumneavoastră vă confruntați cu provocări deosebite în această direcție și poate asta ar fi una din rugăciune pe care ar trebui să o facem, în această seară. Sfatul meu este să vă încredeți în Dumnezeu, dacă este să vă pocăiți, să vă cereți iertare pentru lucruri care le-ați greșit, faceți-o. Dacă este să restituiți ceva ce v-ați însușit fără să fie totul în regulă, faceți, restituiți, ca Dumnezeu să poată să lucreze, ca Dumnezeu să poată să răspundă rugăciunilor dumneavoastră. Grațiana, hai să ne rugăm pentru asta. Și pentru asta mă rog. Asta cereți, ne rugăm pentru aceste cereri și pentru alții care ne-au cerut sprijin în rugăciune, Doamne, în această zi. Te rog ca Tu să intervii, Doamne, în viețile lor. Te rog ca Tu să răspunzi rugăciunilor lor, Doamne. Te rog ca Tu, Doamne, să Te arăți, Doamne, un Dumnezeu al miracolelor în situații aparent fără ieșire, Doamne. Ne rugăm pentru cererile de mântuire care au venit prin telefon sau prin e-mail. Te rog să aduci Tu mântuire acolo unde e nevoie de mântuire. Te rog să aduci vindecare acolo unde e nevoie de vindecare. Te rog să ajuți la refacerea relațiilor acolo unde sunt relații perturbate sau întrerupte. În numele Domnului Iisus.
Iisus Hristos. Te rog să aduci tu pace, bucurie acolo unde este depresie și amărăciune. Mă rog în special acum, împreună cu Rațiana și cu cei din studio Alfa Omega și cu cei care ne urmăresc pentru probleme financiare, Doamne. Doamne, sunt cauze diferite, Doamne, poate în fiecare casă, în fiecare familie, Doamne. Tu știi aceste situații. De aceea te rog ca Tu să intervii, Tu să convingi de greșeli, de erori, de păcat, Doamne, care au fost înfăptuite cu voie sau fără voie. Adu Tu, Doamne, o convingere de pocăință, de cerere iertare, de refacere relației, Doamne, de restituire, dacă este nevoie de restituire. Te rog să intervii, Doamne, și să nu-ți lași copiii Tăi, Doamne, să fie dați de rușine. Doamne, te rog, Doamne, să dai Tu răspuns. Tu niciodată nu întârzi, Doamne. De aceea, Doamne, celor în nevoie, Doamne, așa cum este sora noastră Maria din Bihor, Doamne, celor în nevoie, mulți alții care au cereri și aparent situații grele, te rog să le răspunzi Tu, Doamne, niciodată prea târziu, Doamne, niciodată dincolo de termen, te rog să răspunzi Tu după voia Ta și după puterea Ta, Doamne. Îți mulțumim că Tu aduci binecuvântarea, Doamne, chiar în locuri pustii, Doamne, dacă umblarea celor care Te caută și strigă la Tine este după voia Ta, Tată Ceresc. Îți mulțumesc că în acest sfârșit de an Tu dai izbăvire și rostim izbăvire peste nevoile celor care strigă la Tine și care, Doamne, sunt sinceri și deschiși față de Tine și care Te caută și care doresc să își refacă viața și să se dedice Ție, Tată Ceresc. Îți mulțumim pentru toți aceștia și Te rugăm să lucrezi cu mare putere. Ne rugăm și îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că lucrezi, pentru că este voia Ta să răspunzi și pentru că ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. În minutele de pe ultima parte a emisiunii să vorbim puțin despre nevoile lui Alfa Omega. Știu că, ca de obicei, vă spunem câte ceva, de ce avem nevoie, cu ce ne confruntăm. Am vrea să ne cunoașteți toate aceste probleme, toate aceste nevoi. Am avut surprize în ultima vreme, am fost vizitați de oameni care ne-au adus bucurii, surprize, care au fost un răspuns al lui Dumnezeu la nevoile noastre. Am avut parte de sprijin în rugăciune, de încurajări din multe părți. După cum știți din emisiunea noastră trecute, mutarea noastră în această nouă clădire a studio Alfa Omega TV a însemnat un efort financiar sporit. Sunt nevoi care încă mai trebuie împlinite pentru lucrarea de zi cu zi a studiului Alfa Omega TV, lucruri legate de producția de programe, de traducere de programe, de plata salariului la timp, de plata taxelor, toate aceste lucruri le bănuiți, le intuiți, cred că le cunoașteți. Mulțumim tuturor celor care ne-au trimis ajutoare, care ne-au ajutat, ne-au încurajat din puținul lor. Sunt foarte mulți că în această vreme ne-ați ajutat. Un ajutor mai special l-am primit la începutul acestei săptămâni. Am avut surpriza să o avem alături de noi pe o soră care a împlinit în august 89 de ani, sora Maria Șandru. Și împreună cu Grațiana și cu colegul nostru Cristi Silco am și înregistrat puțin cu ea și o să vedeți o secvență selectată de Grațiana din această mică discuție pe care sora Maria Șandru. Poate spui câte ceva cuvinte, am și eu câte ceva să spun despre Maria Șandru. Tu ai văzut-o prima dată și poate ai un gând proaspăt despre ea. A fost o mărturie radicală, pe mine m-a impresionat simplitatea acestei femei și faptul că am văzut că Dumnezeu și-a împlinit promisiunile în viața ei. În primul rând, când a ajuns la televiziune, ne-a mărturisit că are 89 de ani. Mi-am amintit de Psalmul 91 care spune că Domnul ne va sătura cu viața lungă. Mai apoi a povestit despre trecut, când a vândut o mașină de cusut și a venit să aducă banii la Alfa Omega. Și niciodată nu a dus lipsă de nimic, așa cum spune Domnul, că sufletul binefăcător va fi săturat. Întrebată de ce a ales să facă aceste lucruri, să ajute lucrarea Alfa Omega, sora Maria a spus că tot ce a primit este de la Domnul și Dumnezeu este Cel care i-a spus să ajute această lucrare, pentru că pe lângă faptul că a hrănit-o și a încurajat-o pe ea, lucrarea Alfa Omega încurajează milioane de suflete și prin acest suport financiar ea a contribuit la răspândirea cuvântului, la răspândirea lucrării pe care Dumnezeu o face. Da, o să vedem iată o secvență, dar vreau să vă spun, o știm pe sora Ana Maria Șandru de vreo 4 ani, într-adevăr, odată ea și-a vândut mașina de cusut, cred, și ne-a dus toți banii la Alfa Omega, a fost o surpriză pentru noi toți și de la Alfa Omega, în urmă cu câteva luni de zile m-a chemat într-o seară, mai spus asta la o emisiune la Alfa Omega TV, m-a chemat într-o seară târziu, la ora 10 și am fost la ea, stând undeva la periferia orașului Timișoara și
Era cu încă câțiva frați la rugăciune, s-a bucurat foarte mult, a zis Dumnezeu v-a trimis, că ne-am rugat lui să vă trimită, chiar dacă e o târzie din seară, și ne-a spus așa, foarte pe scurt, relatez acest lucru. Spunea sora Maria, în urmă cu câteva zile am primit 100 de lei de la cineva dintr-o comună, Forotic, mi se pare, din Cara Severin, să vă dau vouă la Alfa Omega, și zicea sora Maria, am zis, Doamne, cum să mă duc eu doar cu 100 de lei la fratele Pețan, la Alfa Omega? Trebuie să mai strâng ceva bani, că 100 de lei e puțin pentru nevoile lor. Și sora Maria, a doua zi, s-a dus din casă în casă pe strada Maramureș, vă spuneam, în zona Freidorf, a orașului Timișoara, și a strâns o sumă importantă de bani de la fiecare casă. Ne-a făcut un tabel, 1 leu, 5 lei, 10 lei. Și ne-a pus pe masă o grămadă de bani, mărunți cum a fost, dar a fost pentru noi o mare binecuvântare și ne-am smerit înainte Domnului și am mulțumit pentru că Dumnezeu a folosit pe sora Maria ca unul din agenții lui ca să sprijine lucrarea Alfa Omega TV. Data aceasta, vă spuneam la început de această săptămână, a fost la noi, ne-a dus o sumă foarte mare de bani, însă și-a vândut ceva pământ, nu știm exact sursa, dar așa am înțeles din relatările ei și am rugat-o să ne spună câte ceva din motivațiile pe care le aia și din experiențele. Sigur că dânsa este o poveste întreagă, viața ei însă, dar ne-a bucurat să avem alături de noi în studio Alfa Omega TV pentru o după masă. Sora Maria, 89 de ani și 3 luni, unul din sponsorii lucrării Alfa Omega TV.